Стомбель. Як міняться, я раші тимбуль, а фосте промульти мабрю. Я символом, но мать фосте мульт символом. Обичнам, що крыш шаптер для дим шаптер. Не ра нимик май пунда фабуль, но дим шара. Дар акум фунем клюр. Avem nevoie de un început nou, de un pas în față, de energie nouă, activități noi, oameni noi. Așa că e sâmbătă și merg la atelier de strămoși. La Ciucea, ținut chiar de Cristi Erdin. Nu prea știam eu pe atunci nici ce să le amânești, nici cine e Cristi. Dar era acolo o voce în capul meu, pe o mărmântre, care îmi spune că e idee bună să merg acolo. Mai târziu voi afla că acea voce se numește subconștient. Am aflat la cel atelier două lucruri. Că purtam foarte multe măști. Și că e perfect în regulă. Că toți oamenii poartă măști. Vă prezint cea mai veche mască a mea. Ea a apărut când am mers la școală pentru prima dată. Din motive medicale, pielea mea și fața mea erau mou. Și de asemenea, nu puteam face la fel de mult efort fizic ceilalți copii. Nu puteam ține pasul cu ei. Nu le-a luat prea mult timp să mă numesc omoroi, frigoi, pentru că până la urmă arătam ca unul și mă mișcam ca unul. Așa că am înțeles că sunt un monstru și că e cazul să fiu invizibil. Să mă ascund. Ei bine, timpul a trecut, problemele de sănătate au dispărut, însă masca a rămas. Deși fața mea nu mai era nouă, tot îmi era frică să mă uit în oglindă. Deși puteam ține pasul cu ceilalți. Tot nu puteam ține pasul cu așteptările mele. Pentru că, ghiși ce, nu ei erau cei care mă respingeau acum. Acum eu eram cel care mă respingeam. Sunt curios, voi ați fost vreodată în situația asta să vă respingeți voi? Cu mult sprijin și multă răbdare, am început să înțeleg acest lucru. Am înțeles că moroiul era doar o mască. Nu era Vlad. Și că Vlad e mult mai mult decât atât. Am avut mult sprijin. Am citit multe cărți de dezvoltare personală. Am fost la multe ateliere și cursuri de psihologie, până când, într-o bună zi cu soare, am descoperit programarea neurolingvistică, care m-a învățat că măștile sunt părți din noi, care nu vor decât să ne ajute și să ne protejeze. Așa că, într-o bună zi, mi-am luat inima în dinți și m-am pus jos, față în față cu masca mea, cu moroiul, și am spus: știu că îmi vrei doar binele. Știu că vrei să mă protejezi. Știu că nu mai vrei să sufăr. Și îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc că m-ai protejat toată viața. Dar acum, simt cumva că mă pot descurca și singur. Și fără tine. Și poți să te duci să te culci. Pentru că eu, Vlad, sunt ok. Vreau și eu să ies afară să mă joc.